Pacea este viitor. Acest mesaj profund și-a dorit să-l transmită prin intermediul acestei piese și acestui videoclip, Lilia Tusa. Astăzi este în platoul nostru și o salutăm cu mare drag. Bună dimineața și bine ați venit în premieră aici la Tezaur TV. Bună dimineața aici la voi la Tezaur și mulțumesc pentru această frumoasă invitație. Nu am mai fost niciodată, dar recunosc că am avut și altă invitație, dar mi-am recuperat, că am venit cu ceva nou, cu ceva bun, cu ceva frumos aici la voi. Ne bucurăm că ați dat curs invitației și ne bucurăm că am reușit să vă prindem aici, acasă, în Republica Moldova. Da, și eu sunt bucuroasă. Știu că avem multe de discutat astăzi, aveți ce ne povesti, dar vreau să începem cu această premieră absolută care a răsunat astăzi aici la Tezaur TV. Pacea este viitor. De ce v-ați dorit o astfel de melodie? Deci, mai întâi vreau să spun că noi suntem beneficiari proiectul nostru Dor de Țară, Dor de Neam, deja de 3 ani. Este beneficiarul programului de susținere a evenimentelor culturale din diaspora. Este finanțat din bugetul de stat, face parte din programul Diaspora Engagement Hub. Și chiar vreau să mulțumesc pe această cale că au încredere în noi și noi, prin intermediul acestui program, prin intermediul acestui proiect, deja a treilea an, am lansat primul an cântecele. Anul trecut am făcut costumație pentru copiii care i-ați văzut îmbrăcați între aceste rochițe frumoase cu un stil tradițional. Au fost făcute tot din acest program și anul acesta lansăm videoclipurile, dar și alte activități avem din cadrul programului, deci asta este doar o părticică din acest program. Avem și dansuri tradiționale și anul acesta ne-am propus chiar să facem și o întâlnire pentru femei, cu genericul de la femei pentru femei, adică femei care sunt, au ceva de transmis altor femei pentru curaj, pentru a face lucruri frumoase și așa mai departe. Deci suntem destul, adică în cadrul acestui program avem mai multe activități. De ce pacea este viitor? Sunt trei cântece despre pace. Acesta este primul pe care îl lansăm. Pentru că atunci când ai un război la granițele statului, înțelegi cât de mult înseamnă pacea și înțelegi mesajul păcii în toate aspectele lui. Și prin acești copii am vrut ca să arătăm și publicului și la toată lumea să transmitem acest mesaj că ei sunt viitorul și au nevoie de pace ca să ajung în viitorul cel care ne-l propunem și pentru care ei sunt aici pe pământ. Da, e un mesaj profund și o piesă foarte emoționantă. Ținem să vă aducem felicitări pentru tot ceea ce ați reușit să creați. A fost filmat acest videoclip în Padova, acolo unde sunteți stabilită, spuneați, de 22 de ani. Da, sunt de 22 de ani la Padova și am creat o asociație pentru copii, dar și pentru adulți. Eu sunt profesoară de specialitate și mi-am dorit ca să adun copii în jurul meu și chiar mă bucur pentru ei și pentru mine și pentru noi toți, pentru că avem ce le transmite, suntem foarte bogați în tradiții, în tot ce este a nostru și așa îi ținem conectați cu țara de origine, ținem conectați cu tot ce este românesc al nostru frumos. Și aici în videoclip sunt copii moldoveni și români. Și români, da. Corul de copii Maria Mirabela, care este fondat la Padova. Avem mult mai mulți copii, dar nu se reușește întotdeauna în toate proiectele ca toți să participe. Ca conducător artistic al acestui cor Maria Mirabela, cum e această activitate acolo? Cum se desfășoară? Mi-aș dori mai mult, dar ținând cont că acești copii sunt integrați și duc o viață socială și în țara noastră adoptivă, în Italia, și au foarte multe activități și în afara programului,
mă mulțumesc măcar cu ceea ce se poate de făcut, pentru că este un sacrificiu și pentru părinți. Avem copii care vin și de la 50 de kilometri la activitățile noastre și după program și părinții și copiii, adică nu este chiar atât de ușor, dar fiind frumos, să știți, întotdeauna frumosul cere și sacrificii sau să zicem așa că atunci când faci din dragoste nu mai este un sacrificiu și cred că de asta și ne reușește. Vreau să menționez că acest mesaj profund este textul acestui cântec, este scris de Radmila Popovici și Sandu Gorgos și chiar le mulțumesc pentru colaborarea noastră frumoasă pentru această cale. Da, pentru că a ieșit o piesă, așa cum spuneam, foarte profundă și cu un mesaj atât de actual pentru zilele în care trăim. Da, noi chiar imediat cu textiera Radmila Popovici, când s-a început războiul, atâta de tare ne durea sufletul și i-am zis, mi-amintesc că chiar am sunat-o și i-am zis că am nevoie, cred că simt că trebuie să facem o rugăciune pentru pace și am făcut primul nostru videoclip în perioada, din perioada războiului, a fost rugăciune pentru pace, care am făcut-o cu toți copiii împreună și apoi după au urmat aceste trei cântece, care urmează să le lansăm și pe celelalte. Foarte bine puse detaliile la punct și vestimentația pe care ați ales-o pentru pui ăștia mici cu aceste coronițe, toată lumea îmbrăcată în alb, foarte frumos a ieșit totul. Mulțumim, mulțumim tare mult. Iată, fiind de atâți ani în diasporă și organizând atât de multe evenimente pentru cei plecați de mult timp de acasă, ce vă motivează să tot continuați această activitate? Eu cred că, în primul rând, asta e o activitate care îmi cere sufletul meu. Știți cum întotdeauna și sufletul are nevoie de pâine și asta ar fi pâinea sufletului meu. Și mă bucur că rezonează, cei care rezonează cu mine, cu acest dor de casă, cu ceea ce e al nostru, mă înconjoară și nu sunt puțin și atunci îmi dau aripi și îmi place foarte mult ceea ce fac, mai ales că văd rezultate la copii. Noi avem copii care vin la cursurile noastre care nu vorbesc deloc română, pentru că sunt din familii mixte unde se vorbește, în casă nu se vorbește română și atunci eu sunt foarte bucuroasă că ei reușesc să vorbească română și să înțeleagă, pentru că noi fiecare cântec, fiecare cuvânt îl deșghiocăm înainte de a-l cânta, pentru că ei trebuie bine să înțeleagă ceea ce cântă, să redea și emoția pe care este. Vorbim foarte mult înainte de a învăța cântecul și apoi îl învățăm și repetiții de acum cum se face. Sunt și copii care vă spun că le este foarte dor de Republica Moldova? Da, și vin acasă, în vacanță. Avem copii care de ceva ani participă la Tabăra Dor, organizată de Guvernul Republicii Moldova și așteaptă cu nerăbdare să revină la bunei, acasă, în vacanță, da. Asta e îmbucurător. Și noi lucrăm la asta, pentru că să știe, să vadă, să simtă. Dacă ar fi ceva teoretic să povestim despre ce avem noi, eu nu cred că ar fi atât de interesant și implicant pentru ei. Dar odată ce facem lucrurile pe viu ca să le simtă, iată, ați văzut și în videoclip unde au confecționat hulubaș de pace. Apropo, era bunica asociației noastre, pentru că noi avem și un colin pentru bunici lansat. Ce frumos! Și în videoclip, doamna Elena Boicen, împreună cu soțul ei, au jucat rolul de bunici. Și de atunci au rămas bunicii busuiocului. Toți copiii din asociații așa și-i numesc, bunica și bunicu, bunica și bunicu. Ce frumos! Reușesc cumva să fie mai aproape de... Da, se reușește. Dacă se dorește, se reușește, da. Doamna Lilia, sunteți și președinta asociației Busuioc din Padova. Cum a venit ideea acestui proiect? Sau dacă puteți să ne povestiți mai multe despre el? Exact cum vă spuneam, din dorul de casă și eu, fiind director adjunct de educație aici în liceul din satul meu natal, de la Ciuciuleni, liceul Alexandru Dornici de pe timpuri, tot am avut un ansamblu folcloric cu care am luat locul 3 pe Republică înainte de a pleca și se chema Busuioc. Și deci eu mi-am luat busuiocul cu mine într-un fel. Câțiva ani
dorindu-ne ca să ne întoarcem repede, adică nu știu cum, parcă nici nu l-am luat în seamă, dar după când am înțeles că va mai dura întoarcerea noastră și mi-am dorit, haideți să facem ceva. La început am fost conducătoarea copiilor de pe lângă o biserică ortodoxă românească de la noi, de la Campus San Piero. Și tot așa, înainte, pe urmă, hai să facem și asociație, să și apoi corul de copii Maria Mirabela, toate au urmat așa, pentru că evenimente, pentru că să le facem, avem nevoie să fim și în regulă, adică să avem un statut de asociație, nu poți face cine vrea și cum vrea. Și de aici, pas cu pas, s-a dus înainte și s-a dezvoltat destul de bine. Și cum ați descrie atmosfera asta când se reîntâlnesc moldovenii, toți ai noștri acolo în diasporă? Cum se simte atmosfera? Știți, cred că unul din motivele care mă face să... este o muncă destul de grea, deci, ca să zic, dar unul din motivele care mă face să merg înainte și să nu renunț este... să văd sclipirea ochilor oamenilor. Așa e. Deci eu chiar am reușit să nu trebuie nimeni să vorbească, doar le vezi ochii și înțelegi cât de bine a fost, cum lumea e mulțumită, pentru că omul de emoții, el radiază, se vede fața lui, ochii lui, sunt diferiți ca de obicei. Și de asta tare, tare mult mă încarcă. Și nu simt oboseală, nu simt nimic. Eu pot în noapte și dacă am avut un concert, un eveniment mai de amploare, că, mă rog, aducem și diferiți artiști de-ai noștri la diferite evenimente, avem festivaluri care le facem an de an cu invitați speciali. Și de fiecare dată când văd reacția oamenilor, asta mă încarcă foarte mult și nu pot să dorm de emoția pe care am văzut-o în ochii oamenilor. Da, pentru că îmi dau seama cât e de frumos să le poți readuce măcar cât și de puțin din tot ceea ce înseamnă Republica Moldova și acasă. Noi oricum am luat-o cu noi. În inimă e mereu acolo. E mereu, da. Și iată că în toată goana asta activităților, nu uitați de pasiunea asta de a cânta. Rămâne acolo în suflet și e frumos, ne place, adică tot, trebuie să facem tot ceea ce ne place. Ce ne place. Și dacă o faci din pasiune, iese și ceva frumos. Da, când v-ați descoperit copil, participam la toate festivalurile care se organizau în școală și cântam și prezentam și adică eram așa... o mică vedeta școlii, să zic. Și e frumos că v-ați realizat peste ani acest vis. Da, eu mi-am dat seama cât de mult, câtă influență au profesorii asupra dezvoltării talentelor și caracterului copiilor. Pentru că mi-am dat seama profesorii mei ce au pus în mine. Eu peste ani am descoperit că spuși de ei, credeam că am eu, nu știu cum, de unde, un talent, nu știu, dar a fost dezvoltat de profesori, prin implicație, prin ei l-au descoperit, sigur că este ceva și de la natură și de la părinți și tot, dar ca să ai curajul să faci lucrurile astea, cred că este meritul profesorilor, așa că e. Ei au cultivat an de an. Pe noi totuși ne bucură faptul că chiar dacă sunteți stabilită acolo în Padova de 22 de ani, nu uitați să reveniți foarte des acasă și să fiți prezentă și aici, la evenimentele care se petrec în țărișoara noastră. Chiar ieri ați revenit din România, da? Din Iași? Ați fost prezentă la... Da, am fost la un festival. Pentru prima dată am participat la acest festival, seriile filmului românesc. E extraordinar. Pentru prima oară ați fost acolo. Prima dată, da, a fost atât de frumos și a fost și Focus Moldova. Am avut film din Republica Moldova. Sălile pline, oamenii binevoitori, plini de emoții. Și Iașul am descoperit tare frumos. Doresc să mai revin ca să văd tot ce este acolo. E un oraș extraordinar de frumos. Și chiar oamenii. Se vede că este... o modernizare, se simte că sunt o europeni, nu știu, se vede o schimbare de oameni. Nu că aici nu ar fi, dar se simte ceva. Altfel, că se simte ceva altfel. Da, da.
Am văzut că și foarte mulți moldoveni au fost prezenți acolo. V-ați reîntâlnit cumva? Da, ne-am întâlnit acolo. Da, au fost și care au participat, Leontina Vataman a participat. Mare bucurie a fost că fiica Leontini și Lenuța a participat cu un film chiar realizat de ea. Doamne, atât de mult m-am bucurat, zic, Doamne, ce copii avem noi, tineri și talentați, dar extraordinar, dar a impresionat, deci haide să zicem că poate eu, că e de-a noastră și pe totul parcursul serii am avut pelii de găină, dar a impresionat extraordinar pe toți din sală. Cum o vedea cineva, vroia să o îmbrățișeze, adică e asta de drăguță. Deci avem cu ce ne mândri. Avem cu ce ne mândri, noi avem viitor, avem nevoie de pace. Exact. Și reușim această pace cumva să o aducem și la urechile oamenilor prin creațiile pe care le realizați dumneavoastră. Da, cred că ar trebui cât mai mult ca lumea să realizeze că noi avem pace atâta cât Ucraina rezistă. Așa e. Și avem nevoie de parcursul ăsta european pentru a aduce un pic de securitate și în țara noastră, să fim siguri pe ziua de mâine. Noi totuși sperăm că lucrurile vor evolua spre bine și ne vom putea bucura și în continuare de acest cuvânt frumos, pacea. Pentru următoarea perioadă, ce v-ați propus? Urmează evenimente acolo în diasporă? Da, că avem, deci chiar de la 1 septembrie începem cu pași mari activitățile noastre și după cum vă spuneam, realizarea proiectului, iar pe 28 septembrie avem și teatrul Vasile Alexandrei din Bălți care ne vine la Padova și în Regio Emilia cu două spectacole, unul pentru copii și unul pentru adulți. Super. Bonjour Papa se cheamă pentru adulți și pentru copii, Lupul, Ursul și Vulpea, cred eu. Vulpea, da, cred că ceva, că nu mi-am amintesc bine, că suntem în fază de a scoate publicitatea de pregătire, da. Și ne-am găsit așa un pic cu două proiecte concomitente, dar cred că o să facem față, pentru că avem echipă bună, suntem și așteptăm și toți moldovenii să fie prezenți acolo. Da, că de obicei noi am găzduit și teatru Luceafărul la Padova și Milano, la Padova și Torino, teatru Mihai Eminescu la Padova și Milano, deci avem experiențe de teatru și am umplut sălile. Foarte frumos! Ne bucurăm tare mult că se organizează astfel de evenimente, spectacole pentru cei de acolo. Da, e de admirat tot ceea ce faceți. În cadrul programului Diplomației Culturale și mulțumim, chiar vreau țin să mulțumesc și Ministerului Culturii că este deschis pentru asemenea agende de cultură, ca cum este teatru, care pentru noi ar fi imposibil să îi putem aduce acolo. Iar cu sprijinul Ministerului Culturii și biletele care se vând pentru aceste spectacole, reușim să acoperim cheltuielile și să aducem și în diaspora cultură sau evenimente de calitate. Ne bucurăm foarte mult și vă dorim succes în tot ceea ce v-ați propus pentru următoarea perioadă. Pentru noi a fost o plăcere să vă cunoaștem aici la Tesaur TV. Așa cum spuneam, avem cu ce ne mândri. Republica Moldova are viitor, are oameni frumoși, talentați și permiteți-ne să vă transmitem sincere felicitări. Mulțumesc. Pentru că am aflat astăzi feciorul cel mai mic, foarte mic astăzi, da, fiul mai mic Vasile împlinește astăzi 29 de ani. Să mama te iubește și te felicită. Să vă trăiască mulți ani și să vă bucurați de momente frumoase împreună și am să mă mai repet pentru că îmi permit, arătați foarte, foarte bine, doamna Lilia. Mulțumesc! Și am și un nepoțel, Liam, de 3 ani jumătate. Aveți și nepoțel. Eu sunt chiar bogată. Bogată în oameni frumoși alături, o familie bogată, da. O bunicuță fericită. Pentru că sunt chiar mulțumesc Domnului și Universului și la toată lumea pentru că întâlnesc oameni tare frumoși în calea mea care mă ajută să facem împreună, facem lucruri frumoase, de unul singur niciodată nu reușește. Noi vă mulțumim mult pentru că astăzi ați ajuns în platoul nostru. Reușim să mai vizualizăm pe final de interviu o altă piesă, da.
piesa Acasă, care este o reflecție a sufletului meu, deci la fel este scris, textul este scris de Radmila Popovici și muzica de Oleg Baraliuc. Le mulțumesc foarte mult că au reușit să îmbrace și muzica a reușit să îmbrace aceste versuri profunde și rezonează foarte mult cu ceea ce simt eu în suflet. Acasă vă așteptăm și noi de fiecare dată cu mult drag. Mulțumesc! O să revin cu drag. Doamnelor și domnilor, în această dimineață, aici în platoul Tezaur TV, am avut marea onoare să stăm la discuții cu doamna Lilia Tusa, o adevărată promotoare a culturii și a frumosului acolo în diasporă, și de fiecare dată vă mai așteptăm cu drag aici la Tezaur TV. Urmează să ascultăm și să vizionăm în cele ce urmează, în premieră absolută aici la Tezaur TV și videoclipul piesei Acasă. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, să aveți o zi reușită, toate bune, ne revedem mâine începând cu 8:30.